Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim și astăzi despre multe parfumuri de pe Dubai Collection de această dată. Cred că este cel mai mare haul pe care l-ați văzut voi la mine până acum. De fapt, cel mai mare unboxing cu siguranță este. Am aici o cutie mare, vă întâmpin diferit decât vă întâmpin de obicei, pentru că nu aveam loc în cadru cu această cutie. Sunt multe parfumuri noi de pe Dubai Collection, sunt parfumuri care au devenit în afară populare și eram foarte curioasă, sunt foarte nerăbdătoare, dar la noi au ajuns acum și pot să vă spun că am văzut recenzii, dar nu am testat niciunul dintre aceste parfumuri. O să le descoperim împreună, o să le facem unboxing și vin și cu primele impresii, pentru că vă dați seama că o să le port cum se cuvine și o să mai discutăm despre ele, dar astăzi vedem așa cum sunt la primul nas. A plecat comanda de la un parfum, un parfum inspirat din Guidance de la Muage. Eram foarte curioasă, îl aștept de ceva timp și mă bucur că a ajuns în sfârșit, dar sunt și altele pe care nu le cunosc și pe care vreau să le cunosc. Uite, de exemplu, și pe acesta îl voiam în colecție și voiam să văd cum este. Pare o cutie foarte mare. Da, o să pun cutia asta jos pentru că nu am loc aici și le descoperim împreună. Vreau să începem cu acest Her Dynasty de la MPF by My Perfumes. Este un parfum care are și notele pe spate. Avem așa, mandarină și trandafir în deschidere, lăcrămioare, iasomie și flori albe, iar în bază avem vanilie, patchouli și mosc. Este un parfum inspirat din Gucci Guilty, dacă nu mă înșel. O să mă uit în același timp și la informațiile pe care le găsim pe Dubai Collection, da, Gucci Guilty for Woman. Și vreau să vă spun înainte de toate, dacă faceți cumpărături pe Dubai Collection, nu uitați să folosiți și codul CC10 care vă aduce 10% discount. Haideți să-l deschidem pe Her Dynasty. Așa arată Her Dynasty și vreau să îl pulverizăm. Flori. Da, este un parfum floral, clean. Se simte lăcrămioara foarte bine. Se simt florile, este o deschidere proaspătă. Un parfum floral și feminin, proaspăt. O să-l lăsăm să vedem cum se așează și deschidem următorul parfum. Uitați-vă ce prezentare la Juicy Melange. Uitați-vă ce prezentare, ce cutie imensă și ce frumoasă, ce colorată este. Foarte bine făcută, foarte bine făcută. Este de la Paris Corner, Juicy Melange. Ia să vedem cum o și deschidem. Oh my god! Wow! Wow, 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 ce prezentare! Ce prezentare! Superb! Deci, n-am cuvinte. Ce cartolină! Avem aici toate notele și prezentarea parfumului. Deci, wow! Stați așa că mai avem un sertar. Nu cred așa ceva. Am un sertar aici cu multe chestii. Cu multe chestii colorate, cu... Stați așa că nu știu ce e aici. Wow! Wow, wow, wow! Nu mă așteptam la asta. Cred că astea sunt niște stickere. Nu știu ce e asta. Ce bine arată! Deci este cutia verii, pot să zic așa. Impresionant! Foarte frumos! Foarte, foarte frumos. Vreau să văd ce este. A, da, este o oglindă. Mă așteptam să fie așa. Este o oglindă. Mai avem aici un semn de carte. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Mai avem
tot așa niște stickere. Ce frumos, brățări colorate cu Juicy Melange. Un breloc. Ce tare! Încă o brățărică. Și cred că avem și o gentuță. Da, este o gentuță foarte frumoasă, colorată, foarte, foarte mișto. Nu mă așteptam la asta, nu știam că are aceste accesorii. Și aici avem parfumul, care ar trebui să fie un parfum fructat. Am pus la loc totul în cutiuță. Vai, ce frumoasă este. O să păstrez cutia asta pentru că îmi place mult și este foarte bine făcută. Și haideți să deschidem împreună parfumul. Este un parfum fructat, are foarte multe note. Sticluța din nou este una superbă pentru că am văzut-o în poze. Oh, wow! Așa arată sticluța. Are și cocos. Ia să vedem că aveam cartolina pe care erau notele. Busuioc, prună, căpșună, coacăze, pară, cocos, măr. Avem în mijloc flori și în bază avem vanilie, tonka, paciuli, mă rog, sunt multe, santal, mosc. Hai să-l testăm și să vedem cum miroase. Am dat cu parfum pe cutie. Wow, 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 wow. Este chiar o deschidere foarte, foarte fructată, un pic aromatică. Este fructată, aromatică, proaspătă și dulce totodată. Se simt fructele, se simt coacăze, se simt căpșuni. Este dulce și se pare că se îndulcește. Foarte bine miroase și mi se pare foarte bine făcut, adică nu se simte sintetic. Este un parfum frumos, fructat, da. Îl lăsăm să se așeze puțin, să vedem cum se usucă, dar este o deschidere în care miroase a mov, miroase a coacăze, a căpșună, a ceva aromatic, dar este și dulce. Îl lăsăm și pe el să se așeze și o să deschidem un alt parfum. Am făcut loc pe masă pentru că nu se mai putea, adică nu mai aveam loc. Cutia asta de la Juicy Melange este superbisimă. Și haideți să trecem la parfumul de la care a plecat ideea comenzii, de la care a plecat comanda. Este vorba despre Bain al Asrar. Un parfum inspirat din Guidance. Avem în deschidere pară, alune și olibanum, în mijloc avem osmantus, trandafir, șofran și iasomie, iar în bază avem lemn de santal, vanilie, lemn de achigala, ambergris și labdanum. Deci trebuie să fie ceva deosebit, ceva minunat. Și feminin și nati, așa mă aștept eu să fie parfumul ăsta. Și foarte feminin și roz. Wow, ce prezentare, ce prezentare! Este ca o carte, am înțeles că se numește cumva Secretul, deci am înțeles și eu. Așa arată, așa arată. Sticluța este foarte frumoasă, este foarte girly și este așa într-o carte, deci foarte finuță. Îmi place mult sticla asta. Și hai să-l testăm pentru că nu mai pot de nerăbdare. Nu se mai poate, domnule, de nerăbdare. Deci, mi-a făcut ziua coletul ăsta, sincer. Nu mă așteptam la mirosul ăsta. Dar, stați puțin. Se simt alune.
Dar este o deschidere proaspătă. Da, miroase a alune. Nu e dulce. E fructat, proaspăt și nati. Niște alune uscate, naturale. Nu știu, e un miros foarte interesant și nemai întâlnit până acum. Mă așteptam să fie foarte pudrat, foarte cremos. Bine, acum vedem cum se dezvoltă și în orice caz am înțeles că este varianta mai light a lui Guidance. Voiam să văd ce avem. Pară, alune și olibanum. Chiar se simte. Acum începe să devină ceva mai pudrat și cu aroma aceea de alune. E foarte feminin, nu e dulce, nu simt nimic dulce în el. Simt alune pe o bază proaspătă. Wow! Deci sunt foarte curioasă cum se dezvoltă parfumul acesta. O să-l pun și pe piele. Da. Este fructat, proaspăt, nati, dar sunt niște alune pe o bază fresh. Văd că începe să devină mai cremos. Mamă, de-abia aștept să port parfumurile astea, deci... Interesant, n-am mai întâlnit aroma asta până acum. Îl lăsăm și pe el să se usuce și deschidem un alt parfum. Dar sunt curioasă cum se dezvoltă. Oricum, parfumurile astea trebuie lăsate să se așeze. Miroase a alune, deci nu mă așteptam la asta. Multe persoane spuneau că nu simt alunele în el și că simt doar o aromă florală. Nu, se simt alune. E foarte natural și proaspăt. Și văd că începe să devină mai cremos și mai pudrat. Haideți să deschidem un alt parfum. Haideți să deschidem un alt parfum fructat. Se numește Ophidian Mango Bliss de la Paris Corner. Și este un parfum fructat cu mango, inspirat de Stefan Humber Lucas, God of Fire. Doamne, ce prezentare are! Uitați-vă și voi cu șarpele! Minunat! Vai, ce frumoasă, ce cutie bine făcută! O să le păstrez în cutii pe astea, deci... Impresionant! Așa arată sticla. Spuneți voi că nu este... Superbă, deci este superbă. Ia să vedem, este lemnos, ambrat. Ca și note are mango, ghimbir, lămâie și fructe roșii în deschidere. În mijloc are note lemnoase, cumarină, iasomie, mosc, ambră, ud, cipriol și atât. Hai să vedem. Stați așa să deschid. Deci nu. Wow. Știți că eu mai am, cum îi zice, Ajaib Dubai, care și el ar fi inspirat dintr-un parfum cu mango, dar ăsta este total diferit. Ăsta mi se pare un parfum complex cu mango. Ăsta este un parfum complex cu mango. Foarte frumos. Cel puțin acum așa îl simt. O să-l dau pe piele, dar n-aș vrea să dau prea multe pe piele pentru că oricum o să revin la ele și o să vă povestesc despre fiecare în parte. Acum facem așa un video în care le deschidem pe toate. Wow, wow, deci ăsta este bombă. Un parfum fructat complet și complex. Este lemnos, se simt fructe, dar este și lemnos, se simte ghimbir, mango, notele lemnoase le simt, cipriol are ceva ce am mai simțit eu în alte parfumuri.
E foarte, foarte interesant acesta. O să lăsăm deoparte, să trecem la altul pe care să-l deschidem, dar aici avem un parfum complex cu mango. Foarte frumos. Și este și prezentarea lui. Pe piele miroase mult mai bine. Trecem la Rua, un parfum pe care îl urmăresc de mult, dinainte să ajungă la noi, pentru că este inspirat din Delina Exclusiv. Nu am testat parfumul acela, nu am mai testat o altă clonă după Delina Exclusiv. Este un parfum tot de la Paris Corner și avem licii, pară și bergamot în deschidere, trandafir turcesc și ud și tămâie în mijloc, iar în bază avem vanilie, ambră și note lemnoase. Am înțeles că față de Delina, Delina Exclusiv ar fi mai întunecat, mai sexy, dar eu de-abia aștept să testez acest Rua și stai să vedem cum îl desfac. Da? Ah, ok, așa. Wow! Ce sticlă frumoasă! Deci nu, m-au dat pe spate sticlele, prezentările, a fost... Cred că este cel mai frumos pachet pe care l-am primit vreodată. Stați așa. Așa arată sticla. Este foarte, foarte frumoasă. Și vreau să văd cum este. Eu am în colecție un alt parfum inspirat de Delina, care îmi place foarte, foarte mult. Și eram curioasă și de acesta. Ce bine pulverizează. N-am ce să zic. Toate sticlele sunt... E altfel. Se simte trandafirul, este dulce. Parcă este mai dulce decât Delina. Sau decât parfumurile inspirate din Delina. Se simte un trandafir dulce. Un trandafir turcesc. Știți cum mi se pare față de Delina sau de... față de alte parfumuri inspirate din Delina, mi se pare mai așezat, mai lemnos, mai sexy, mai dulce. Este un trandafir mai potolit, nu este atât de țipător și este mai fructat în deschidere. Deci avem licii, pară și bergamot. Da, e mai potolit decât Delina, mi se pare... un parfum feminin, un parfum sexy, un parfum, un trandafir foarte plăcut, dulce, lemnos, deci îmi place Rua. Pe Delina îl văd purtat tot anul, dar pe acesta îl văd mai de seară, mai de vreme rece, nu că ar fi un parfum prea puternic pentru perioada asta, dar... îl văd ceva mai sexy, ceva mai elegant. Pe când pe Delina îl văd mai girly. Desigur că rămâne să vedem cum se așează parfumurile acestea, dar o să vedem și la sfârșitul clipului cum s-au așezat ele pe blotere, dar cu siguranță v-am zis că o să revin cu păreri despre ele. Haideți să vedem și Cognac Blaze de la Paris Corner. Cognac Blaze este inspirat din Angel Share cu un twist. Deci nu este chiar Angel Share, dar am văzut că este marketat ca fiind un parfum gourmand. Și uitați-vă ce prezentare, arată ca un pahar de cognac. Ce sticlă frumoasă, ce sticlă frumoasă, ce încântare să deschid atâtea parfumuri, ia să vedem, mai avem aici un blotter, să știți că mai avem un parfum în afară de acesta, ia, wow, ăsta e parfumul perfect de vreme rece, este un pic buzi. Este dulce, este vanilat. O să-l port cu mare plăcere iarna.
Chiar seamănă cu Angel Share. Cred că din ce am testat până acum este cea mai dulce inspirație. Se duce foarte bine în zona aceea și cred că din ce am testat până acum, parfumul inspirat acesta este preferatul meu. Pentru că este foarte dulce și are izul acela buzii pe care îl regăsesc în Angel Share. E delicios. E delicios, este perfect. Wow! Nu mă așteptam, sincer, să fie atât de pe placul meu. Da, atât de apropiat de ce căutam eu. Mie îmi place foarte mult Angel Share. O să lăsăm și pe el aici și o să revenim la el. Și ultimul pe care îl deschidem este Red Passion de la Ottori My Perfumes, care este, are ADN original. Așa arată cutia. Și ca și note are citrice, flori și fructe în deschidere. În mijloc la fel avem flori și o aromă lemnoasă. Și în bază avem tot așa floral, mosc și dulce. Hai să vedem. Hai să-l vedem și pe acesta. Apoi trecem să mai mirosim o dată parfumurile. Așa arată sticla. Foarte frumos este capacul acesta roșu. Pare ceva mai floral, mai elegant. Hai să luăm și un blotter de aici. Ia să vedem. Miroase a fructe roșii. O să las puțin să se așeze. O să-l dau și pe el pe piele, pentru că pe piele se dezvoltă mai repede. Nu aveam cum să dau pe piele acum parfumurile. Oricum se dezvoltă și mai repede și mai bine. Dar sunt multe. Da. Este un parfum fructat. Cu fructe roșii. Ce bine miroase. Nu văd să fie inspirat din ceva. E fructat, se îndulcește. Miroase a căpșuni. Da, deci miroase a fructe. Miroase a căpșuni, este cremos, este feminin, sunt și niște flori pe acolo, deci este un parfum fructat, floral, cremos, un pic bombonicios parcă. Miroase foarte bine, nu-l văd să fie inspirat din ceva, ca să vă faceți o idee, dar nu este un, nu cred că este inspirat din ceva, din Si Passione sau Pantoful Roșu. Mă duce în zona aia ca și miros, dar nu este la fel, adică nu este inspirat din vreunul dintre acestea, ci ca să vă faceți voi o idee. Da, este fructat, dulce, așa îl simt acum. O să revenim și la el. Și haideți să începem cu Her Dynasty. Să-l mai mirosim o dată. Este un parfum floral proaspăt. Se simte trandafir, se simte lăcrămioară. Deci, dacă vreți un parfum floral proaspăt feminin, ăsta este potrivit. Așa, trecem la Ophidian Mango Bliss. Doamne, cum arată sticla asta! Wow! Da. Este un parfum, acum s-a uscat lemnos, dar încă simt aroma aceea de mango și cipriolul acela pe care eu îl detectez pentru că l-am simțit în alte parfumuri. Nu este deranjant, este un parfum unisex, clar. V-am zis, un parfum cu mango complet și complex și cu cea mai frumoasă sticlă, deci asta este superb. Superbă! Trecem mai departe la Juicy Melange, la vedeta noastră de astăzi, cu cea mai frumoasă prezentare. Sticla este foarte frumoasă. Vai, cât de frumos miroase. Din nou, este un parfum unisex, fructat, care miroase a mov, care miroase a fructe mov.
Și mi se pare acum că miroase a struguri. Deci e dulce, e fructat. Este un parfum de zi cu zi, fructat, vesel. Mi se pare că miroase și a struguri, dar și a coacăze. A jeleu de coacăze chiar. Este dulce, dar nu foarte dulce. Este fructat, este tineresc, este un parfum pe care poți să-l faci cadou unei tinere. Nu este un parfum matur, nu. E un parfum care te face să zâmbești, e vesel, e tineresc, e fructat, miroase a struguri, miroase a coacăze sau a ceva, jeleuri de coacăze. Dar e plăcut, e foarte frumos. De-abia aștept să-l port. Trecem la următorul. Este parfumul inspirat din Guidance, care este unul foarte cremos. Este pudrat, este frumos, este foarte frumos. Foarte feminin, cremos, pudrat, miroase a roz. Este super feminin și girly și diferit de tot ce am testat până acum. Deci n-am mai întâlnit aroma asta. Chiar mă gândesc cum o fi originalul dacă acesta este atât de frumos. V-am mai zis, am înțeles că este varianta ceva mai light, dar este un parfum frumos, versatil. Mi se pare bun de purtat oricând, oriunde. Îl asociez cu o rochie roz. Da, este cremos și nutty. Foarte bine miroase, nu mă așteptam la aroma asta, dar este minunat și el se numește Bain al Asrar. Îmi place. Ok, haideți să vedem și rua cum s-a dezvoltat pe blotter. Da. Are trandafirul pe care îl regăsesc și în Delina sau în parfumurile inspirate din Delina. Dar este ceva mai potolit, este ceva mai lemnos, nu este atât de țipător. Da, îl simt și proaspăt, simte trandafirul acela proaspăt. Da, este diferit de alt parfum inspirat din Delina, eu am testat și Delina original, dar îmi place. Îmi place cum miroase, vreau să-l port și să văd cum se așează, cum se dezvoltă. Pentru că știți că parfumurile acestea se dezvoltă, se așează, se maturează, mă rog. Și vorbim și despre Red Passion. Red Passion este acum ceva mai floral. Miroase și a fructe roșii, este și floral, este și cremos, este foarte feminin acesta. Miroase tare bine. Din nou, îl văd ca pe un parfum de zi cu zi, chiar și pentru perioada caldă. Este un parfum fructat, dulce, floral, feminin, dar fructele parcă predomină în acesta, dar nu este foarte dulce. Și vreau să mai revin o dată la frumusețea asta. Este un parfum puternic. Este un parfum strong. Este o bombiță. Și nu este genul ăla de parfum simplu, fructat simplu. Nu, este super, super frumos. Pe asta vi-l recomand să-l testați neapărat dacă vreți un parfum ușor de vară sau de oricând și vreți un parfum cu coacăze, vesel și colorat, juicy melange, este chiar un parfum suculent, cu fructe suculente. Aici avem un parfum feminin, deci dacă vreți un parfum feminin, cremos, girly, roz, nutty, cu niște alune mai uscate așa, dar și pudrat, e foarte frumos parfumul acesta, foarte frumos. Și haideți să-l mirosim și pe
Cognac Blaze, că uitasem de el, îl aveam acolo. S-a uscat superb. S-a uscat perfect. Dacă vreți un parfum inspirat din Angel Share, vi-l recomand pe acesta. Wow! E combinația perfectă pentru mine, îmi place mult. Da, acesta a fost unboxing-ul nostru de astăzi. Cel mai mare unboxing de până acum și sper că v-a plăcut clipul. Aștept cu mare drag părerile voastre, să-mi spuneți ce vă tentează. Da, sunt minunate toate, cu niște prezentări deosebite. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele, pentru că asta mă ajută și ajută și canalul acesta să fie descoperit și de către alte persoane. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!